제 오류 특카메라. Bună seara, bun venit la Urban Groove. Acum toți micări în domenii. Uite-mă că a ieșit în sfârșit răspunsul lui Exploa și al lui Abi pentru disul dat de Fighting în ultima lor piesă, Tank. Și am intrat și eu ca tot omul pe piesa lor, să o ascult bineînțeles, să mă uit la detalii și după să văd ce zice lumea în comentarii, să aflu și părerea voastră. Dar acolo ce am văzut erați doar voi care ați invadat internetul cu aia cu invocarea voastră. De 3 zile și de 3 nopți nu mai pot să dorm că m-ați invocat voi ca nebunii pe acolo. Dar gata, am înțeles, vreți reacție din partea mea. Și nu vorbim doar despre șarpe, vorbim și despre Vlad Alexandrescu cu bunica lui, puțin despre accidentul lui Shelley și o să vă vedem mai departe. Parte. Așa că trebuie să dăm drumul la TMB sau cum ar spune unii dintre voi. Exploit a venit cu replica pentru Fighting cu piesa intitulată Șarpe, un titlu foarte general dacă mă întrebați pe mine, atât de general încât sper ca băieții să nu aibă probleme cu oameni care au și ei piese cu titlul Șarpe și să se trezească cu un strike, pentru că după cum știți, se întâmplă YouTube shit. Și nu e niciun secret că ăsta este un diss track pentru Fighting, chiar dacă pe piesă nu se dă niciun nume. Aluziile la adresa lor sunt destul de evidente, mai ales pe versuri. Voi în fața lui Baby Abby sunteți doar 5 gândaci. Tot ce ai e pe jumate. Când am auzit primul vers, adică tot ce ai e pe jumate, am crezut că e vorba de un divorț, pentru că, după cum știți, și el și cu Exploit au divorțat. Nu fac Caterinca acum, dar Exploit a gândit-o destul de bine cu versul ăsta, pentru că l-a atacat pe șelarul pe partea pe care el pare cel mai concentrat, adică banii și contracte, pentru că spune aici Exploa. Ce te pătezi? Contracte semnate sau nu ai dovezi? Contacte și spate să disciplinezi și nu vrei dreptate, vrei să te salvezi. Cu alte cuvinte, chiar dacă mulți vloggeri semnați fac bani, e bine, fac numai jumătate din potențialul lor, pentru că așa merge treaba cu pământul plat. Videoclipul vă reamintesc că e regizat de Exploit, așa că o altă aroganță pe care o face el e să înceapă videoclipul aprinzându-și o țigară, pentru că se știe că Shelly nu e de acord cu afișarea cu țigări pe cameră. Și pare că a început clipul așa, să-i dea peste nas oarecum, gen, bă, uite, tot fac ce vreau eu. La fel și tranzițiile astea alb-negru nu cred că au fost puse degeaba, poate a vrut să arate schimbarea lui Exploit sau că a renunțat să mai fie băiatul bun, apare și legat la gură, aici poate a vrut să bage o referință la piesa cenzurat. N-am crescut pe stradă, dat o stradă m-a salvat. Ba chiar e și un warning la început de clip cu o așa ții bătaie, na na na. În plus sunt câteva easter egg-uri puse în clip, cum ar fi lista asta în care Cica arată diagnosticul lui Abby, în care scrie că e alergic la boabe, alcool, gândaci. Sunteți doar 5 gândaci. Și din când în când apar pe ecran cuvinte cheie care sunt în temă cu disul, gen fake, bani, șarpe. Abby. Bă, da, intrarea lui Abi șmecheră, cum a fost și aia de la Billy. Apare el așa cu șarpele pe mână, își face show-ul, își strigă numele, își face intrarea. Nimic de zis aici. Dar cu aia nu înțeleg ce ochelari sunt aia, bă, Alberto, că am crezut că mergi la Frozen 2-3D când i-am văzut. Hai afară la zăpadă, hai un om să construim. Nu știu de ce nu am răspuns, de ce te ascunzi? Nu, de fapt sunt eu prea sărăcie și n-am văzut așa ceva în viața mea și nu știu cum să, cu ce să asemăn. Și ați observat că Abi de când și-a luat ceasul ăla iese mereu cu el la înaintare, apare de câte ori poate cu el la mână, cum era și omul la fericit că și-a luat un ceas. Pentru fete sunt magnet, pentru gardă sunt scut. Uită-te la mine cum îți iau fata. Zdența ta mă strigă, zici că-s mic un alta. Am început cu fata ta, nu mă oprești că toată. Da, n-am putut să fac un clip full cu greșeli. Nu pentru că piesa nu are greșeli sau că e perfectă. Știți cu toții că nu există așa ceva. Doar că videoclipul nu are multe locații, nu are multe personaje în el, așa că băieții au ținut-o simplu și cred că au vrut mai mult să transmită un mesaj. Mă, dar nu știu cum se face că nu la scurt timp după ce au scos piesa, a apărut filmarea aia cu Abi în care e tras de ureche. Și pentru multe persoane nici n-a mai contat piesa pentru că au fost mult prea concentrați pe faza asta. Ce s-a întâmplat cu Abi e asemănător cu ce i s-a întâmplat lui 6ix9ine. Și nu mă refer la acest 9-6. Vorbesc eu, tu taci, taci, taci! Ești o târfă, deci taci! Așa a pățit și 6ix9ine când rola foarte mult, dacă vă amintiți, când era în libertate. Și de multe ori ganguri au vrut să-l prindă sau parcă și-a și luat bătaie. Așa că se întâmplă când trolezi foarte mult.
La cealaltă extremă îl avem pe șelarul care a pățit și el o nasoală cu mașina lui, pentru că a făcut accident cu CLS-ul. Bă, și na, e începător, era de așteptat și până la urmă cred că avea și el asigurare pe mașină, așa că nu-i mare pierdere, I guess. Mai mult cred că cealalt el mare sperietură, pentru că na, e nașpa să faci un accident. Și bineînțeles că au apărut și meme-urile, aici nici eu nu m-am putut abține, așa că am făcut asta. Viteză, nu sunt un amator de viteză și nu consider că trebuie să mergi cu mașinile ca un dement pe drumuri. Într-adevăr, e o mașină puternică, are 360 de cai, dar credeți-mă că o să încerc pe cât posibil să fiu cât mai prudent cu ea, să fiu cât mai stăpânit, să zic așa, și să nu fac niciun fel de tâmpenii în trafic, pentru că chiar nu e cazul, mai ales că sunt începător. Ladies and gentlemen, we got him. Bă, de unde ți-a luat, mă, carne, tu, bă, țărănele? Vrei să vin după tine? Așa, ce ziceam? Acum în legătură cu Alexandrescu, de unde a început totul? Păi, în ultimul clip, în intro-ul seriei TMB, pentru o fracțiune de secunde, apare și bunica lui Alexandrescu. Am pus acolo For The Memes și, bineînțeles, pentru că sunt Team Mamaie Forever. Și lumea m-a înjurat prin comuri că, băi, și nesimțit-o pui pe bunica asta care a murit în intro-ul tău. Și am zis, am rămas prost, am zis, bă, ce s-a întâmplat, nu știam nimic. Și intru la Vlad pe canal și văd acolo că a postat un clip în care vorbește despre bunica lui, că a trecut pe lumea cealaltă. Și la început m-am întristat, sincer, dar pe măsură ce m-am uitat mai mult la vlogul ăsta, mi-am dat seama că omul ăsta chiar minte la modul cel mai nesimțit. Probabil aia a fost cea mai rea zi din viața mea. Cea mai rea zi. Pe lângă teatrul ieftin, Alexandrescu și-a mai făcut și reclamă la mărciul lui de Crăciun pe spatele morții lui Mamaie, doar că, din nou, e o minciună. De ce ia-ți acum niște marcă de Crăciun ca să trecem peste asta împreună? Nu stau să intru acum în detalii etice și morale, pentru că deja au vorbit foarte mulți oameni despre acest subiect și în clipurile lor au spus exact ce e în regulă cu toată fake-ul asta. Pentru că, da, știți, bunica e bolnavă, dar știți ce și-ar dori cel mai mult? Nu, nu să se facă bine, ci să-mi cumpărați hainele. Ia uite, sunt cu vișciun. Pua, n-ați mai vrut să așa ceva, mă. Sau că, da, bunica e moartă și ar vrea să fiți și voi la fel după hainele mele. Este marca un puști fără pic de moralitate. Pentru că, într-un clip în care îți moare cineva, clar nu o să vrei să faci profit. În afară că ai făcut clipul ăla de 14 minute și ai pus, nu știu, 7-8 reclame pe el, lăsând asta... Bunica ta era un personaj pe canal, ok. Scurt, în clipul ăsta spune ce-o păți bunica sa și tragi de timp la maxim să-l facă 10 minute ca să pună reclame pe el. Tot zice că nu știu cum să vă zic, nu știu cum să fac video ăsta. Băi, shut the f**k up și zi odată, tati. Nu tragi de el ca ultimul țăran să-l faci de 10 minute. Ah, by the way. Vă spun ce s-a întâmplat cu bunica mea, de ce nu apare în clipuri. De când eram mic am văzut semnele. N-am știut până nu am crescut mai mare și am reușit să conștient, bă, dar nu vreau, mă, să vorbesc despre asta. După mine sunt două variante. Prima, în care Vlad Alexandrescu e un maniac care necesită terapie și pentru că bunica lui nu a mai vrut să apară în clipurile lui, a zis să recurgă la o ultimă soluție pentru a mai face niște vânzări la mărci și aduna atenție pe canal, ceea ce s-a și întâmplat. Sau a doua variantă, în care Vlad Alexandrescu vede toată treaba asta pe care o face pe YouTube ca un serial, ceva ficțiune, și ca orice serial, personajele pot muri. Așa, poate a decis să facă și Alexandrescu cu serialul lui. Cu alte cuvinte, personajul Mamaie a murit, dar bunica lui, în realitate, este bine și sănătoasă. Dar oricum aș întoarce și oricum aș spune-o, tot pare un gest de căcat. Și o veste proastă în perioada asta, Juice WRLD a murit în urma unei convulsii, dar deja știți toate detaliile despre cazul ăsta. Rest in peace, știu, e trist, dar ce e și mai trist e că de fiecare dată când moare un artist, se face așa o competiție foarte proastă prin care fiecare vrea să demonstreze că ei au fost fani mai adevărați decât ceilalți. Bine, e adevărat că și alții o dau un penibil când pocesc numele cântărețului sau singura piesă pe care o știau e aia cu cele mai multe streamuri. Dar în vremuri ca astea, tot ce poți să faci e să stai la locul tău și să analizezi situația din background. Bun, cam asta a fost tot clipul, acum apuc de editat și clipul cu greșeli în Fighting Hocus Pocus și cred că o să am ceva treabă de făcut, în care apare și The Real Red cu cea mai fire strofă. Același lucru, ca pe orice piesă, bineînțeles că iară ne fură gazicile la toți. M-a sunat iar gazică, dacă... De stați geană pe canal și pe Instagram, o să fac un story acolo în care să-mi scrieți ce greșeli ați găsit și voi în clip ca să-l fac clipul cât mai complet. A, da, și apare și Dorian Popa, hâs Johnule. Mă vezi în cancan, hâs John, ca Dorian. Chains on shining, you can see me riding car.